iubita lui Nicky, Mita, este în stare de șoc. Câinele vedetei a fost momit să iasă din curte și smuls cu bestialitate din locuința familiei Tonciu. După ce Simona Senzual și Bianca Rus au rămas fără animalele lor de companie în condiții suspecte, acum Andreea Tonciu a căzut victimă unor răpitori fără scrupule. Vă rog din suflet, cei care l-ați luat, vă rog din suflet să-l aduceți înapoi. Vă rog eu, mă, să-l aduceți înapoi. Tânărul din imagini a pândit câinele prin gardul care împrejmuiește curtea familiei Tonciu și l-a ademenit până a ieșit pe poartă. Sunt în vacanță, nici nu pot să mai numesc că sunt într-o vacanță, pentru că de când am aflat de sâmbătă, de când m-a sunat mama să-mi zică, nu mai am chef de absolut nimic. După filmările care au fost, mi l-au furat. Cu el mă face să plâng, pentru că iubesc foarte mult și îmi pare rău că nu sunt acum acasă ca să pot să rezolv situația asta. Vă rog din suflet să-l aduceți înapoi. Vă rog eu frumos.